19 micuți din clasa 1 din cadrul Liceului Teoretic Constantin Stere din satul Abaclea se pregătesc cu mare străduință de sărbarea unui eveniment important pentru vârsta lor, și anume Adio Drag Abecedar. La evenimentul dedicat abecedarului sunt așteptați părinții care se vor simți mândri de copiii lor. Ei au șansa să vadă că odată cu abilitățile intelectuale s-au dezvoltat și cele artistice. Învățătoarea Valentina Secrier a spus că în anul curent copiii au parcurs o treaptă importantă pentru ei. Au avut un an plin de experiențe noi. Ne-am învățat să se brodăm, să povestim. Știm foarte multe lucruri din abecedar. Mie îmi place la școală că să citim, să scriem. Mie îmi place mai mult limba română. Mie îmi place să învăț, să citesc, să scriu, să brodez. Că îmi place mult școala. Să facem arta plastică și să brodez. Pentru că este ușor. Foarte mult îmi place. Să brodez, să calculez la matematică. Mie la școală îmi place să învăț, să scriu, să citesc, să scriu un agendă. Valentina Secrieru susține că în clasa lor majoritatea elevilor sunt băieți. Această clasă este foarte energică, iar micuții sunt hiperactivi. Toți vor să fie lideri și își au părerea proprie pentru care optează mereu. Iar în ceea ce privește temele pentru acasă, elevii le fac în clasă împreună, cu învățătoarea, astfel având un regim prelungit. Vreau să vă spun că în clasa 1-a, în instituția noastră, noi avem activitățile regimului prelungit. Adică copilul se mai află în școală și pentru pregătirea temelor pentru acasă. Practic, el poate să plece acasă doar cu abecedarul, ca să-și îmbunătățească tehnica citirii, ca pentru a doua zi poezia ori e memorată, ori dacă e un text, să fie povestit. Ce ține de temele scrise, noi dovedim și le scriem la școală. Părinții sunt primii parteneri ai profesorilor și rolul lor este unul decisiv în dezvoltarea intelectuală copiilor, dascălii având mare nevoie de implicarea lor. Dar cine te ajută să faci lecțiile? Învățătoarea. Da, acasă? Și totul. Părinții. Facem lecții cu toată familia mea. Mama și tata. Poate sora nu te ajută la lecții? Mă gândesc la bunica. Mama. De ce? Că noi facem mereu lecțiile pentru mâine. Dar de ce nu tata? Tata, el are mereu treabă. Sora, mama. Cine cel mai mult? Mama. Dar tata de ce nu te ajută? Că e așa de pe afară. Eu singură. Fratele. Și de ce nu mama sau tata? Mama are de făcut treburi la lucru. Da, tata? Tata tot. Eu sunt pentru un parteneriat durabil cu părinții, pentru că și părinții nu pot fără pedagog, dar nici noi, pedagogul, nu putem să lucrăm fără ajutorul, fără implicarea, fără înțelegerea, cel puțin a părinților.
Este de menționat că în această clasă nu este niciun copil cu ambii părinți plecați peste hotare. Cel puțin un părinte se află în localitate și își sprijină copilul propriu. Psihologii susțin că la această etapă a dezvoltării copilului este important ca părinții să nu fie exigenți. Psihologul Tatiana Dranga spune că fiecare copil are temperamentul său, iar părintele trebuie să urmărească și să-și adapteze comportamentul și exigențele la temperamentul copilului. Mai întâi chiar aș spune despre problemele interne a copiilor. Apare anxietatea și anxietatea, dacă este dozată, ea este binevenită, pentru că oricum încă pune în forță rezervele latente, dar poate fi anxietate somatizată când copilul, dacă sunt exigențele mari în familie, ori exigențe mari la școală, copilul începe să acuze dureri de cap, dureri de burtă, refuză să vină la școală. Mai mulți factori contribuie la faptul că copilul refuză în genere să vină la școală. Pentru a verifica gradul de pregătire către școală, în luna septembrie, psihologii din instituțiile școlare estimează gradul de maturitate socioafectivă a copilului. Aceștia verifică dacă micuțul este pregătit biopsihosocial de școală. Copiii sunt testați cu ajutorul unor chestionare standardizate speciale care evaluează încheierea proceselor cognitive.